Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a adresa câteva cuvinte în cadrul acestei sesiuni de discuții, care mie mi s-a părut foarte, foarte dinamică și foarte bine așezată, mai ales dacă vorbim despre viitorul mix energetic al României. Și, după cum bine știți, România este una dintre țările ferm angajate în demersurile de decarbonizare. Ea mereu a avut un mix energetic echilibrat, iar planurile de viitor sunt pline de planuri ambițioase, cu măsuri la fel de ambițioase în tranziția către o economie fără emisii de dioxid de carbon. Și aș vrea să începem să ne uităm puțin la nivel european și internațional, unde observăm o schimbare de paradigmă în ceea ce privește modul în care producem și consumăm energia. Chiar în perspectiva acestor dezbateri pe care le vedem acum la Bruxelles, pe marginea taxonomiei, sursele de producere sunt analizate din perspectiva emisiilor de carbon pe întregul ciclu de viață a unei anumite modalități de producție energetică. Și aici vorbim de la ciclu de viață la minerit, construcție, transport, materie primă, până la dezafectare, ecologizare și O&M, ca să zic așa, operare și mentenanță, care trebuie să fie la mijlocul înșiruirii. Pentru ca această tranziție să fie sustenabilă, nu mai este suficient să ne uităm doar la impactul asupra mediului al unei investiții, ci trebuie să abordăm orice proiect din perspectiva celor trei piloni ai sustenabilității pe care i-a ridicat foarte bine și domnul Goldberg anterior, mai ales cum este definită în regulamentul pentru taxonomia europeană. Și aici vorbim de mediu, social și economic. O sursă de energie este cu adevărat sustenabilă când sunt maximizate beneficiile pe toate cele trei planuri. Avem, desigur, activități industriale de tranziție sau un curs de a-și crește sustenabilitatea, însă aceasta este paradigma către care ne orientăm, către o economie circulară. De ce nu am putea să dăm o nouă viață, de exemplu, unor centrale pe cărbune, amplasând tehnologii avansate de producție energetică, poate niște mixuri hibride de reactoare nucleare modulare cu capabilități regenerabile conexate, ca să putem reconverti și profesional acea zonă și să beneficiem de infrastructura foarte bine construită de către Transelectrica și predecesorii săi în timp. Un lucru și de fezabilitate economică în fond și la urma urmei, și nu mai trebuie să venim cu noi amplasamente și alte terenuri care să fie scoase din ciclu agricol, de exemplu. Iar aici vorbim doar de un concept. Aș vrea să revin la niște date, și anume faptul că astăzi sectorul de producere al energiei este responsabil la nivel european de generarea aproximativ 75% din totalul emisiilor de CO2 și 66% la nivelul României. Este firesc ca aceasta să fie prioritatea în demersurile de decarbonizare, însă nu sunt toate eforturile. Adică când vorbim de decarbonizare, mai trebuie să atinse și alte ținte industriale. Țintele asumate de România sunt unele ambițioase de reducere a emisiilor de CO2 cu 43,9% până în 2030, comparativ cu nivelul lor din 2005. Și să scadă dependența de importurile de energie de la 20,8% astăzi la 17,8% până în 2030, ceea ce înseamnă că da, trebuie să facem investiții pe bandă rulantă. Problema care se pune în acest context nu este neapărat doar de investiții, ci de planificarea mixului energetic și modul în care cadrul general, ca să spunem așa, guvernamental, permite, pe de o parte, plasarea unor proiecte, atât de către actori de stat, cât și de actori privați, într-un cadru competitiv, bineînțeles, în aceleași măsuri de ajutor și de stimulare trebuiesc implementate, însă totodată planificat pentru a nu crea
dezechilibre la nivelul transportatorului de energie electrică și la nivel de SEN. Cum foarte bine a spus și dumneavoastră, domnule Gheorghiu, la începutul acestui panel, avem zone care sunt supraaglomerate cu capacități energetice și altele care necesită, ar beneficia de niște capacități reziliente. Iar aici nu pot decât să salut inițiativa Ministerului Energiei de a promova mecanismul de contracte pentru diferență, care este un mecanism de ajutor și de stimulare a investițiilor în domeniul energetic, care poate fi, care poate controla de o anumită manieră, și asta am văzut din experiența Marii Britanii, investițiile sau le poate stimula să se dirigeze către anumite tipuri de producție energetică sau către anumite zone. Ceea ce e un lucru care poate îmbina toate aceste lucruri și poate ghida și inclusiv dezvoltatorii de stat, cât și cei privați, către proiecte care să fie cu adevărat cu valoare adăugată mare pentru România. Industria nucleară din România este una robustă și integrată, care astăzi are o contribuție anuală de 5,7 milioane de euro în PIB-ul național și generează aproximativ 12.600 de locuri de muncă. Companiile românești din domeniul nuclear sunt aliniate la noile direcții investiționale și pregătite să participe cu forță de muncă înalt calificată și expertiză. Chiar Forumul Atomic Român numără peste 40 de firme românești și internaționale cu operațiuni în România, specializate în furnizarea de servicii, produse și echipamente și alte lucruri pentru domeniul nuclear. Iar cel mai recent studiu realizat de aceștia estimează capabilitatea industriei nucleare din România de a participa activ la proiectul unităților 3 și 4 cu un volum de lucrări echivalent între 25 și 40% din totalul contractului de EPC. Și dacă e să vorbesc un pic despre acest proiect care este foarte așteptat, inclusiv el în paralel cu retehnologizarea, pot să vă anunț că în următoarele săptămâni se vor demara procedurile de contractare pentru faza 1 a proiectului unităților 3 și 4, care înseamnă update-ul documentației de licențiere și primele studii de securitate nucleară pentru a putea întemeia criterii, pentru a putea agrega criteriile pentru emiterea unui cai de sarcini complet. Asta e practic lucrările pre-proiect pentru contractul de EPC aferent unităților 3 și 4. Iar între timp avem discuții active cu Guvernul României, dar și cu celelalte guverne implicate în conturarea unei structuri financiare care să poată susține cu succes acest demers și să poată să ne ajute să ajute consumatorul în fond și la urma urmei prin un preț al energiei final, adică costului total al proiectului, cât mai scăzut, tocmai ca și costul energiei să fie unul, sperăm noi, sub piață la nivelul anilor 2030, în așa fel încât să putem veni în sprijinul consumatorului final. Totodată, între timp, retehnologizarea unității 1, ne așteptăm la anul să avem să luăm o decizie finală de investiții după ce terminăm toate, după ce se va fi finalizat toată etapa autorizată de acționare în 2018, etapa 1 a lucrărilor, și apoi să intrăm în negocierea contractului de EPC. Și totodată, la finele acestui an, începutul anului viitor,
vom fi finalizat studiul finanțat de USTDA, care ne pot arăta viitorul nuclear electrica post-Cernavodă, și anume identificarea celor amplasamente despre care am făcut poate puțină vorbire la început, care să găzduiască reactoare nucleare de noi generații. În ceea ce privește sustenabilitatea și criteriile, cele trei criterii ale dezvoltării sustenabile, ele au o pondere directă în prețul energiei electrice prin intermediul finanțării. Astăzi este foarte greu să obții o finanțare și bănuiesc că va fi din ce în ce mai greu dacă proiectele pe care le generezi nu vor fi proiecte care să fie sustenabile. Așadar, poate există forme de finanțare disponibile pentru proiecte, să zicem, care nu îndeplinesc toate criteriile cel mai bine, însă acestea cel mai probabil vor fi suficient de crescute ca pentru niște proiecte de anvergură să nu mai devină, să nu mai fie rentabil din punct de vedere economic și costurile să fie foarte crescute. Și aici aș vrea totuși să vă spun că proiectele pe care noi le avem în vedere la nuclear electrica generează cea mai ieftină energie dintre toate sursele ce nu au emisii de CO2. Retehnologizarea LCOE-ul, Levelized Cost of Electricity, pentru retehnologizarea unităților nucleare, de exemplu, are un preț de aproximativ 35 de dolari, comparativ cu producția de energie eoliană, care este undeva la 50 de dolari, aici vorbim megawați, scuzați, și energie solară 94. Proiectele nucleare noi, de asemenea, sunt competitive ca și cost de finanțare, undeva la 69 de dolari pe megawatt. Reziliența de care aceste surse de producție energetică fără emisii de CO2 o are, este un beneficiu pentru sistem și pentru consumator. Problema cu proiectele nucleare este că, deși ele sunt competitive ca și cost de producție al energiei pe durata vieții proiectelor, ele necesită un capital, un capex foarte mare, sunt foarte intensive din punctul acesta de vedere, iar implicarea statului este esențială pentru mitigarea riscului și creșterea apetitului investitorilor din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere al riscurilor. Multe din third party liabilities, cum ar fi definite în operarea sau în anumite situații ale extreme ale industriei nucleare, fiind asumate de către stat. De aceea proiectele nucleare în momentul de față necesită o coordonare foarte atentă între guverne și actori și companii, fie ele de stat sau private. Și sperăm că în anii următori, pe măsură ce noile tehnologii nucleare se vor maturiza, probabil acestea să nu necesite un capex la fel de mare datorită dimensiunilor lor scăzute și să poată fi să poată opera într-o logică de piață pe cât posibil. Cam aici sunt gândurile noastre cu privire la producția energetică. Cred că energia nucleară va continua să aibă un viitor foarte bun pentru România, atât prin aplicațiile sale primare, care reprezintă producția de energie electrică, dar și prin aplicațiile secundare, cum ar fi producția de tritiu, care va fi o sursă de combustibil a viitorului, dar și a izotopilor medicali, iarăși o,
o sursă importantă, strategică, aș putea spune, în, în domeniul medicinei. Totodată, întărirea parteneriatelor la nivel european și cu partenerii nord-atlantici din SUA și Canada sunt esențiale în, în acest moment pentru proiectele de investiții ale nuclear electrica, având în vedere că dimensiunea financiară a acestora și elementele strategice ale unui astfel de proiect, atât în atingerea țintelor de decarbonizare în acest deceniu, dar și pentru securitatea energetică.